Bună dimineața! Bună dimineața, dragi pescari și pescărițe! Este 6 fără 10. Am venit să încerc un pescuit de dimineață. O să încerc spinning la păstrăv și am și o lansetă, un match de 4,20 m pentru pescuitul la crab. O să vedem dacă iese ceva. Am doar 2 ore jumătate, aproximativ 3 ore la dispoziție. De-aia vorbesc foarte repede. Mă grăbesc! Stați aproape! Am lansat lanseta cu plută, are LED ca să o văd bine. Pentru spinning am ceva ultralight, 0,5 grame, 7 grame, 2,10 m, un curling offset, să nu mă agăț, deși guma nu este pentru așa ceva. Dar încercăm așa. Iar mulineta e un 500, foarte, foarte mică, firul de 0,17, monofilament. Poștrăvisar, să sperăm că poate am noroc și voi prinde unul, chiar doi. Am dreptul la doi. Am o gumă mică, 4 cm, cred. Nici roz nu pare culoarea lor preferată. Mai schimbăm culoarea. Punem un argintiu. Super frumos, super elegant. Tot 8 grame. Vedem acum. Ceva sărituri am văzut, dar nu am încă nimic. Da. Am făcut și celebra perucă. E super bine, am început bine de dimineață. S-ar părea că n-am noroc de dimineață. Mă pun jos să încerc să deznod. Și avem un biban
frumos chiar. La rotativă, foarte frumos bibanul. Nu o să-l rețin. Aici e o vorbă, sună cam așa. Is the erste fish ein Barsch, is the tag am Arsch. Adică, dacă primul pește prins e un biban, s-a dus ziua. Eu sper să nu se ducă. Să prind totuși un păstrăv. Sper să nu se adeverească vorbele lor. E multă, multă scamă, mult puf pe... Îmi face probleme, rotativa nu se învârte corespunzător. O să schimbăm cu altceva, probabil. Deși păstrăvul sare, nu e la mine. Plin de scame. Să schimbăm năluca, că nu reacționează cum trebuie. Deși am prins un biban la ea, căutăm altceva. Am un negru frumos, de 7 grame, dacă nu o fi chiar mai greu de 7, dar cred că 7, cu auriu și dacă nu punem galben cu argintiu. Sper să arunc și un pic mai departe. Problema e puful, e mult, mult puf. E ok. Ups, chiar e un păstrăv în zona acolo. Super marfă. Pot. Aici o să trec pe sub crăci. Deci nu prea pot. E greu. Am mâncat în fund, să-mi curăț. Mai fac și altele acum. Am încurcat firul și burie de două ori. Nu o să bată așa ceva. Nu e ziua mea norocoasă, deci e clar. Intru și în apă, da, e minunat, mai bine de atâta nu se putea. Nu se poate. Aventuri la pescuit, cine n-a zis că nu sunt? De ce mă mănâncă pe mine în fund, nu știu. Am rupt și bățul. Da, sunt foarte norocos azi. Voi reuși măcar să...
nu văd firul. Scuzați-mi expresiile. Cum auziți, e 8:30, goarna sună. Trebuie să-mi iau la revedere la dumneavoastră. O să împachetez și mă pregătesc de muncă. Da. Dragi pescari și pescărițe, aceasta a fost partida mea. Păcat că am prins doar un biban, mai fac o aruncătură. După care voi împacheta și voi pleca acasă. Vă urez fire întinse. Sper că v-a plăcut, cât uși de puțin. Ne vedem la un videoclip următor, poate cu ceva capturi. O zi bună, ciao, ciao!